V-am regăsit, dragi cititori, în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu, o nouă campanie pe site-ul editurii Herald și în cadrul rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde despre provocările, despre încercările, dilemele cu care ne confruntăm în viața de cuplu, în relația de cuplu. De asemenea, ne dorim să primim comentariile, temele de discuție, întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook a editurii Herald și, de asemenea, în cadrul acestor intervenții materiale, interviuri, la comenturile filmulețelor, așteptăm temele de discuție și întrebările dumneavoastră. Astăzi este alături de noi Iulia Feordeanu, psiholog, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting și vom porni discuția noastră de la titlul unei cărți din colecția Pas în 2, colecție, așa cum am mai spus, care face subiectul temelor noastre de discuție, Configurați pentru iubire de Stan Tetkin. La ce naiba s-o gândi partenerul meu? Este un refren des întâlnit în relațiile de cuplu, în relațiile romantice și pe bună dreptate. Fiecare persoană este configurată pentru iubire în mod diferit și aș adăuga eu, pornind de la niște tipare relaționale văzute în copilărie, mai ales la părinți, având diferite deprinderi, nevoi și reacții la conflict. Vestea bună este că mințile majorității oamenilor funcționează în moduri predictibile, mai ales când vorbim de foarte mulți ani de relație, cam știm la ce să ne așteptăm ca, eu știu, vorbe, reacții, gesturi, acțiuni, fapte din partea partenerului. Și răspund pozitiv la securitate, atașament, ritualurile din cadrul relației de cuplu, îngăduindu-ne astfel să îndrumăm creierul cu către cât mai multă iubire și mai puține conflicte. Bineînțeles că o relație de cuplu total neconflictuală nu este de dorit, pentru că nu cred că există o relație de cuplu în care să nu existe poate cel mai mic conflict, cea mai mică tensiune sau cel mai mic, aș spune eu, schimb diferit de idei, pentru că avem până la urmă idei diferite, moduri de a vedea viața diferit, suntem până la urmă personalități diferite, entități diferite, chiar dacă aceste două entități în cadrul relației formează un noi, eu, tu și acel noi care este foarte important și fiecare partener trebuie să aibă grijă în egală măsură de acel noi pe care îl formează relația. Stan Tetkin vorbește foarte frumos în această admirabilă carte Configurați pentru iubire și despre importanța bulei de cuplu. Ce înseamnă de fapt această bulă de cuplu? Mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult să pot să vorbesc, cred că pentru prima oară despre relații de cuplu la Herald. Cartea Configurați pentru iubire mi-a plăcut foarte mult, e foarte succintă și practic, așa cum o spune și autorul, reprezintă un manual pe care cuplurile îl pot folosi ca să-și construiască o relație mai bună și ca să construiască și această bulă de cuplu. El folosește niște metafore care sunt de uz larg, cumva accesibile pentru oricine. Bula de cuplu, de fapt, vrea să însemne sau înseamnă un spațiu sigur. Practic, să ne construim această bulă de cuplu împreună cu partenerul presupune să creăm un mediu în care fiecare partener să se simtă în deplină siguranță. Ce presupune această bulă? Presupune un anumit contract, o anumită înțelegere între parteneri, agreată de ambii, chiar poate să fie explicit formulată ca un contract, în care fiecare se angajează să fie acolo pentru celălalt și ambii se angajează să pună relația lor pe primul plan 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Poate părea
exagerat sau cel puțin eu când am citit, nu știu, am avut nici reacție pe bune, chiar așa, adică mai avem și alte Bine, priorități. Mai puțin în orele de somn. Da și nu, adică și chiar și în orele de somn propuneam niște exemple. Dacă partenerul e agitat și are o problemă care îl măcină, e de așteptat ca noi să fim disponibili în caz că ne trezește să ne solicite sprijinul. Sigur că pare exagerat sau nu știu cum să o exprim la fel de bine ca și Stan, ca să nu creadă lumea că vorbim despre filme americane. Ideea nu este să abuzăm. Adică o bulă de cuplu nu înseamnă că la orice oră mi se năzare noaptea la 3 să mănânc pâine prăjită, să-mi trezesc partenerul să-mi facă că mie mi-e prea somn. Adică nu la asta ne referim. Sau pur și simplu am visat urât, gata, fug ca un copil. Adică bula de cuplu este un angajament între doi adulți care sunt responsabili pentru nevoile lor și care nu abuzează de disponibilitatea celuilalt ca să fie răsfățat cumva. Deci sigur că dacă avem o bulă de cuplu la modul formal sau nu, la modul concret, am un partener, avem această bulă, nu voi abuza, mă ajută foarte mult să știu că el este disponibil în caz că aș avea nevoie sau ea este disponibilă pentru cineva care își dorește o parteneră, dar nu neapărat una, două alerg în brațele ei ca un copil neajutorat sau lui. Și știind că avem această siguranță afectivă în partener, ne este mult mai ușor și știind în același timp că el este pentru noi, el sau ea, partenerul, partenera este acolo pentru noi, dar și că și noi suntem acolo pentru partener, acest angajament ne ajută foarte mult să construim zi de zi și să curățăm acest mediu de siguranță afectivă. De ce e important să avem această bulă de cuplu, acest spațiu sigur? Pentru că mulți dintre noi nu l-am avut în copilărie, apropo de teoria atașamentului. Nu am avut cel mai sigur mediu emoțional și tânjim în continuare să-l obținem. Și împreună cu un partener conștient putem avea acest angajament și ne putem crea spațiu sigur de care avem nevoie. Acum, eu aș vrea să fac o completare la ceea ce am citit din carte, pentru că am sentimentul că lipsește ceva. Adică, așa cum sunt prezentate lucrurile acolo, pare că este ușor să obținem bula, să obținem angajamentul, să ne sprijinim partenerul și să punem relația pe primul plan. Dar eu, din experiența de psihoterapeut, aș spune că acest lucru este ușor, într-adevăr, pentru persoanele care sunt conștiente de propria psihologie, de propriile nevoi și de tiparul de atașament, de stilul de atașament. Pentru o persoană care este încă imatură din punct de vedere emoțional sau care încă are foarte multe nevoi de copil neconștientizate și care strigă foarte tare în relații, cred că e foarte dificil spre nerealist să spere că va putea crea această bulă. De ce spun asta? Pentru că atunci când ne angajăm să fim acolo permanent o ancoră de siguranță pentru partener, trebuie să ne asumăm acest lucru. Și acest lucru poate fi asumat de către o persoană adultă, de către o persoană suficient de matură emoțional. Altfel putem vorbi cuvinte mari, da, voi fi acolo toată viața pentru tine, dar dacă nevoile noastre emoționale din copilărie sunt prea puternice și neconștientizate și neținute sub observație de conștiința noastră, ne vom comporta ca niște copii egocentrici și nu vom putea să respectăm angajamentul din bula de cuplu. Aducând discuția, hai să zicem că mă erijez un pic în vocea cititorului și sunt convins că vor veni comentarii și întrebări la temele noastre de discuție. Aș aduce un pic în actualitatea societății românești.
Referitor la tot ceea ce ai spus tu până acum, legat de importanța bulei de cuplu, legat de partea aceasta de conștientizare, când vorbim despre inteligența emoțională, un termen foarte mult vehiculat în ultimii ani în zona relațiilor de cuplu, cât de importantă este inteligența emoțională și cât de importantă este maturitatea emoțională. Adică vorbim despre o femeie matură și nu despre fetiță, apropo de stilurile de atașament, vorbim despre un bărbat matur și nu despre un băiețel căruia nu i sunt satisfăcute nevoile. Crezi că există, pornind de la tiparul sociocultural al societății românești, diferit, chiar diferit de cel occidental, pentru că vorbim despre 40-45 de ani de comunism, vorbim despre niște cutume sociale și vorbim despre niște roluri pe care adesea le întâlnesc pe diferite bloguri, în diferite articole, pe diferite site-uri unde se discută subiecte ce țin de psihologia relațiilor și de viața de cuplu în general, foarte multe nemulțumiri și foarte multe subiecte, teme de discuție lansate cumva de cele mai multe ori de femei, de românce, bineînțeles, există un soi de predispoziție, să spunem, luând în calcul ceea ce am spus mai devreme, legat de moștenirea aceasta culturală de acum 40-50 de ani. Există un soi de, nici nu știu cum să o numesc, un soi de comoditate, ca să nu zic lene. Deși primul cuvânt care îmi vine în minte este lene. Există un soi de comoditate sau o relaxare mult prea mare a bărbatului român în ceea ce privește implicarea și munca în relația de cuplu. Pentru că de foarte multe ori am auzit și acest lucru, această sintagmă, a munci, și chiar tu o pomeneai puțin mai devreme, a munci 24 de ore din 24, în sensul de a depune eforturi 7 zile din 7, a munci la această relație, ce spuneam eu, acel noi. Da? A veni cumva, a fi empatic și a veni în întâmpinarea dorințelor și a nevoilor mai ales ale partenerului, ca el să se simtă safe, să se simtă în siguranță, în securitate, apropo de bulă, apropo de bula de cuplu, în securitate în relația de cuplu. Chiar dacă să spunem că există un soi de indisponibilitate într-un anumit moment, nu ești fizic, bun, și partenerul își dorește un anumit lucru sau are nevoie, da? Și celălalt partener este la birou sau este la într-o delegație la 10 sau la sute de kilometri distanță, poate, nu contează. Dar nu este prezent fizic. Și atunci poate că printr-un mesaj de încurajare sau printr-un telefon sau printr-un SMS, printr-o orice altă formulă de interrelaționare, să se simtă în siguranță, pentru că din punct de vedere emoțional, chiar dacă nu fizic, celălalt este alături de el. Există această comoditate la bărbatul român? O să mă folosesc foarte mult de carte și de ce mi-a plăcut la carte și o să încerc să evit să fiu părtinitoare sau să dau glas unor eventuale prejudecăți. N-aș vrea să spun nimic detrimental față de bărbatul român, pentru că nu există un bărbat român, există foarte mulți bărbați Eu nu degeaba am de adus în născut. discuție tema asta, pentru că Da, dar există. eu o să E o cerc creștere, să ca fiu chiar, diplomată. bun, e foarte bine și mă bucur. Dar există, poate, eu nici n-aș numi eu neapărat un soi de prejudecată, ci există un O să set răspund la întrebare, de dar nemulțumiri în ceea ce privește. Se pare că ceilalți sunt mai educați, cei din Occident, văd lucrurile altfel și atunci e firească cumva această nemulțumire a femeilor din România. da și nu, adică nu cred că ajută foarte mult dacă bărbatul român, partenerul român, să-i zicem așa, e comparat cu alții oameni din alte culturi sau, mă rog, nu Corect, știu cât de nu e bine, constructiv da. este. Ce îmi place foarte mult la această carte
care este din punctul ăsta diferită, din punctul ăsta de vedere diferită de alte cărți de cuplu, despre cuplu sau despre bărbați și femei pe care le-am citit, este că nu este deloc orientată spre diferențele de gen. Deci, practic, un partener e un partener și are nevoi similare, indiferent că e bărbat sau femeie, din perspectiva autorului. Și mie mi-a plăcut foarte mult abordarea asta. Că nu încurajează această poziție de victimă, cumva. Vai, noi, femeile, săracile de noi, trebuie să-i suportăm pe acești bărbați maturi care nu știu ce au făcut și ei sunt bărbați și noi suntem femei. Și nu neapărat că n-ar fi diferențe, că mult timp am fost și eu preocupată. Diferențe există. Există diferențe, bineînțeles, și nu trebuie să le ștergem cu buretele neapărat. Dar eu cred că într-un anumit punct, sau când vorbim despre relații și despre dificultăți în relații dintre bărbați și femei, de exemplu, mai degrabă nu ne ajută să ne uităm la aceste diferențe, pentru că le putem folosi inconștient ca un fel de scud, dar eu sunt femeie și tu ești bărbat, român și uite că nu faci ce trebuie și nu știu ce, și apoi să adâncim de fapt conflictul și să nu găsim o cale constructivă. Acum, sigur că spre deosebire de alte culturi în care copiii, băieți, fete, băieți, da, vorbim de băieți, sunt crescuți cu mai multă disponibilitate afectivă și cu mai multă considerație pentru emoțiile lor și pentru nevoile lor de siguranță afectivă, cum cultura din România, băieți, fete, nu contează, au fost, cel puțin pe vremea comunismului, crescuți într-o, ceea ce numesc eu, sărăcie emoțională. Toți am fost crescuți cu o anumită doză de sărăcie emoțională din familie, pentru că atunci se considera că dacă avem ce mânca și ce bea și haine, practic, e suficient. Oamenii nu-și puneau problema. Și asta cumva din generație în generație. Nu era foarte mult timp, nu exista atât de multă iubire în familie, de ce să nu recunoaștem? Multe familii erau încropite acolo din alte necesități. În niciun caz nu primau de multe ori sentimentele partenerilor de cuplu. Și apoi, într-o relație unde partenerii nu se iubesc, nici copiii nu trăiesc satisfăcuți emoțional, nici copiii nu se hrănesc cu iubirea din mediu, sau nu există această iubire. Și chestia se perpetuează cumva. Și ajungem, crescuți fiind în această sărăcie emoțională, să devenim și noi, că suntem femei, că suntem bărbați, parteneri care au foarte puțin, dacă vor avea ceva de oferit din punct de vedere emoțional. Dar facem cupluri sau ne organizăm în căsătorii pentru că ne dorim de fapt să fim iubiți și să avem un confort emoțional. Cel puțin în ziua de azi, presiunea economică, să zicem, de a forma un cuplu nu mai este atât de mare. Putem trăi bine mersi și singuri. Avem servicii și bărbații și femeile, dar dacă ne dorim cei mai mulți dintre noi să fim într-un parteneriat, într-un cuplu, ne dorim acest lucru exact pentru a avea această bulă despre care vorbește Stan Tatkin, pentru a avea un spațiu sigur și o persoană pe care să știm că ne putem baza. Bun. Dar dacă noi, fiecare dintre noi, nu avem prea multe de oferit din punct de vedere emoțional, nu putem să ne angajăm în această bulă. Sau, mă rog, putem să ne angajăm, dar nu ne vom duce la bun sfârșit angajamentul. Și atunci, e adevărat că mulți parteneri, mulți bărbați, dar și multe femei, trebuie să spunem, să nu fim partenitori totuși, nu au ce să ofere. Au nevoi foarte mari, au nevoie de a primi. Dacă vine vorba să și ofere, nu au foarte mult. De aceea e important să ne conștientizăm lipsurile și să ne ocupăm, să ne alinăm, să ne hrănim propriile noastre nevoi emoționale înainte să ne angajăm într-un parteneriat. Vreau să fac o completare la cele spuse de tine. Și de fapt este și o întrebare. Nu au ce oferi sau nu au învățat în copilărie acel limbaj al iubirii prin care să ofere mai târziu? Adică mă gândesc că la un moment dat, bun, îi privim să spunem că ar fi un pic egocentrici, că s-ar gândi doar la propriile nevoi.
Dar mă gândesc că acest limbaj al iubirii, în primul rând, se formează în copilărie ca un soi de tipar comportamental, ca un soi de tipar relațional, dar el poate fi ajustat, zic eu, poate fi îmbunătățit prin intermediul unei relații, chiar și ca adult, atunci când vorbim despre maturitate emoțională. Dacă nu mă înșel, Harvey Hendrix, invocat de noi puțin mai devreme, spune la un moment dat că oamenii, fiind ființe sociale, și este foarte uman și este foarte firesc și sănătos să avem acel sentiment al apartenenței la bula aceasta de cuplu. Bula de cuplu poate fi chiar o familie. Familie, bula de cuplu, care ne oferă de fapt sentimentul acela de apartenență, sentimentul de siguranță, sentimentul de securitate emoțională. Da, ai dreptate. Nu e că nu avem ce oferi, ci mai degrabă că nu am învățat cum să primim și să trimitem mai departe afecțiune către ceilalți, dar toate aceste cărți din colecția de cuplu Pasând 2 sunt scrise de autori americani și în Statele Unite aceste orientări din psihologie care se raportează mai mult la comportamente sunt foarte populare. Eu pot să spun că din punct de vedere psihanalitic și într-adevăr acest unghi nu este abordat în cărți, cel puțin în Configurați pentru iubire. Din punct de vedere psihanalitic trebuie să facem un efort conștient ca să învățăm, cum spui tu, limbajul iubirii sau să-l descifrăm, să-l cunoaștem. Trebuie să ne ocupăm puțin de zona noastră de imaturitate emoțională și de lipsă de hrană emoțională din trecut, ca să putem să devenim disponibili emoțional ca parteneri și ca părinți. Eu nu știu, cartea e foarte optimistă, poate sunt eu prea sceptică sau habar n-am, experiența mea profesională mă face să fiu subiectivă. Nu știu dacă este chiar așa că într-o relație de cuplu ne putem vindeca. E probabil posibil în moduri excepționale, dar cred că e mult mai sigur să mergem într-un context potrivit vindecării, cum ar fi o psihoterapie, să ne vindecăm aceste răni emoționale din trecut și apoi împreună cu un partener, după ce devenim mai conștienți și mai responsabili, după ce devenim adulți, cumva din punct de vedere emoțional, să încercăm să continuăm procesul acesta de vindecare într-o relație cu un partener. Altfel, așa cum de altfel și cartea povestește, mecanismele noastre primitive de a face față stresului, mecanismele de luptă, devin prea puternice și dacă conștiința nu e suficient de largă ca să le cuprindă și să le țină sub control, putem strica relațiile, putem strica bula de cuplu. Practic, cartea are, încă din primele capitole, o afirmație surprinzătoare, pe mine m-a atins. El spune că suntem configurați mai degrabă pentru război decât pentru iubire. Și eu n-am fost foarte mult de acord cu treaba asta, dar nu e vorba că trebuie să fim de acord, trebuie să reflectăm puțin, să citim și să reflectăm puțin ce a vrut să spună. Ce a vrut să spună este că în condiții de stres, și noi trăim o viață destul de stresantă, chiar dacă din punct de vedere material o ducem foarte bine, în condiții de stres ni se activează aceste mecanisme de luptă, după cum știm. Și când luptătorii noștri interiori se activează, devenim foarte egocentrici și pierdem din vedere angajamentele pe care le-am luat vis-a-vis de relație și bula de cuplu și devenim foarte destructivi. Putem fi foarte destructivi, ne comportăm rău. Toți facem asta, adică chiar și partenerii care sunt mult mai disponibili emoțional, toți ajungem să ne certăm și să pierdem din vedere interesul mai mare al relației, dar
putem și să reparăm lucrurile de cele mai multe ori. Și foarte, o mare parte din carte se concentrează pe aceste aspecte, cum să învățăm să ne luptăm inteligent, cum să învățăm să aplanăm un conflict sau cum să învățăm să prevenim conflictele. Și sunt, acestea sunt niște modele de comportament pe care noi nu prea le-am văzut. Noi în România, că tot mai întreba de cultura noastră, noi suntem învățați să fim conflictual și partea asta de reparație după un conflict e destul de nou în cultura noastră, cum să ne împăcăm. Mai degrabă ne certăm și rămânem dușmănoși, în general în relații, nu doar în relațiile de cuplu. Partea de conciliere... Sau ne trece fără să facem nimic. Sau ne trece, trece de la sine. Ne trece, dar nu chiar, adică undeva rămâne supreș ceva. Corect, ce dezgropăm. Corect, corect. Dar asta e gândirea generală a oamenilor. Da? După un conflict, noi din păcate nu știm ce înseamnă, eu știu, să-ți ceri iertare, un lucru esențial într-o relație de cuplu, să-ți ceri iertare, să spui că îți pare rău. Și să ai o discuție cu celălalt. De regulă, împăcarea vine așa, ca un fel de bun. Hai, dacă începem trecem să vorbim. Peste. Da, trece, dacă începem să vorbim după o perioadă în care n-am vorbit, să zicem, nu știu, câteva ore sau o oră sau câteva zile, o zi, nu știu, acel embargo, cum place mie să-l numesc, da? Embargo al comunicării dintre cei doi parteneri. După aceea, dacă începem să vorbim, trece de la sine, dar de fapt noi nu am discutat despre problema de la care a început conflictul. Da, da, nu e un model foarte constructiv în timp. Ideea e că noi, fiind crescuți într-un sistem totalitar, nu am învățat ce spui tu, cum să revenim, cum să ne cerem scuze, cum să reparăm. Pentru că în sistemul totalitar, cel care e deasupra, șeful, să zicem, are întotdeauna dreptate. Partea și n-are dominantă. Nicio... să-și ceară scuze. Și așa părinții practic când greșeau față de copii, față de noi când eram copii, considerau că fiind părinți, da. Nu își cereau scuze, nu știu, cel puțin din cunoștințele mele. Și nu veneau să... Adică acum copiii au parte, copiii care se nasc acum au parte de părinți mult mai disponibili și foarte mulți părinți, după ce se comportă într-un mod care li se pare lor nepotrivit, în primul rând se duc și încearcă să concilieze sau, mă rog, își cer scuze, recunosc că erau nervoși, că poate au exagerat și copiii învață, adică acum copiii sunt mult mai asertivi și mult mai generații crescute cu mai multă considerație și văd acest model, în primul rând, de la părinți. Și, practic, părinții ne ceartă și apoi ei revin și spun, da, mă rog, poate am exagerat, dar și tu ai făcut, adică revin când sunt calmi și încearcă să facă un gen de debriefing, nu știu cum să traduc în română, să evalueze situația la rece și să-și asume partea lor din conflict și partea lor din greșeală. Și în felul ăsta copiii învață un alt model de a gestiona conflictul. Ok, conflictele apar, aceste părți războinice din noi ies la suprafață, ne fac să ne atacăm reciproc, după care se calmează, intervin alte părți mai diplomate, părțile care ne ajută să trăim în societate, pe care autorul le numește ambasadori, și aceste părți ne ajută sau ne pot ajuta, dacă vrem și noi, să refacem relația, să reluăm legătura în condiții de pace și prietenie și să ducem și relația cumva la un alt nivel. Adică, practic, dacă eu am un conflict cu tine, să zicem, și după ce ne spunem vorbe grele, ne luăm un timp și fiecare revine în discuție și își asumă și își cere scuze că l-a rănit pe celălalt și că uite de fapt ce s-a întâmplat, eram într-o stare proastă și ce ai spus tu m-a atins într-un fel pe care l-am interpretat subiectiv și așa mai departe. După acest gen de discuție, relația devine și mai, un mediu și mai sigur, pentru că fiecare dintre noi va avea mai multă încredere că vom putea depăși și altă dată o neînțelegere dacă am trecut de data asta peste ceva atât de neplăcut. E foarte important să avem exercițiul ăsta în cupluri. Și în relațiile cu copiii, și în relațiile cu colegii, și în relațiile cu șefii, și cu prietenii, și cu tot. E un model foarte bun de a cultiva relațiile și de a cultiva sentimentul de securitate din relații, pe care îl căutăm cu toții. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre
securitate emoțională, despre siguranță, despre inteligență emoțională, despre maturitate emoțională, despre conflict și gestionarea conflictului, despre bula de cuplu în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu. Alături de noi a fost Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor aware parenting, pornind de la cartea pe care v-am recomandat-o, v-am prezentat-o astăzi, Configurați pentru iubire, de Stan Tetkin, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald și care, așa cum vă spuneam la începutul interviului nostru, face parte din campania Provocări și soluții în relația de cuplu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde, ne adresăm iarăși dumneavoastră cu îndemnul de a ne lăsa comentarii, de a ne lăsa întrebări sau chiar teme de dezbateri, de discuții în ceea ce privește dificultățile unei relații de cuplu. Și ne dăm întâlnire, cum spuneam, data viitoare la un nou episod cu un nou invitat. Încă o dată, mulțumiri foarte multe, Iulia Feordeanu. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!